Codruța Chiove și haideți să ascultăm ce se întâmplă acolo. Păreri, puncte de vedere, unele foarte, foarte intense, unele mai așezate. Și o să vă prezint foarte schematic și foarte pe scurt diferențe. În final, ceea ce ne interesează ca români, ce câștig are România din ceea ce propunem noi. Varianta Senatului. Era prevăzut un credit fiscal cu toată fiscalitatea înghețată, adică orice impozit, taxă, impozit pe profit, impozit pe venit, orice înseamnă fiscalitate generală în România, dacă ar fi suvenit vreo modificare în perioada derulării acordului petrolier, deci următorii 20 plus posibil 15 ani, companiile care operează în offshore nu trebuia să plătească nimic. Adică statul român le făcea un credit fiscal, suma pe care trebuiau să plătească în plus, le dădea statul, de acolo și eu la statul. Deci, practic, nu plăteau nimic. Ceea ce era inacceptabil. În același timp, impozitul pe veniturile suplimentare era eliminat. La ce se referă acest impozit? În 2013 și în 2014 s-au adoptat niște ordonanțe de urgență care au stabilit că odată cu creșterea prețului la gaze, intervale de creștere pe care se aplică un impozit suplimentar. În varianta Senatului, acest impozit pe venituri suplimentare era eliminat, adică zero. Al treilea obiectiv, după părerea mea, la fel de important, poate zic unii chiar mai important decât componenta financiară, ce cantitate de gaze din Marea Neagră rămâne disponibilă pentru piața românească. În varianta Senatului, 100% contracte bilaterale. Ce înseamnă asta? Că producătorul încheie contracte bilaterale la ce preț vrea, cu cine vrea, pe ce perioadă și pe ce cantitate dorește, fără ca statul român să știe și probabil 100% din cantitate pleca la export, principal în Ungaria, după care de acolo se diversifica în nord și în sud, poate chiar și în vest. Deci, practic, rezerva de gaze din Marea Neagră pleca din România, nu rămânea în România, se ducea la export. De ce e foarte important acest aspect? Pentru că și de ce am spus că poate e mai importantă decât componenta financiară. Noi avem și acum o diferență de cantitate de gaze necesară pentru a ne acoperi necesarul actual al consumului de gaze în România. Practic o dependență față de ruși. Din păcate, producția de gaze din onshore, deci de pe terestru, este în scădere. Rezerve de gaz, niște pungi de unde iei și scade gazul. E simplu, ca la butelie. Deci diferența necesară de a fi acoperită în perioada, în anii următori, creștea, deci dependența față de ruși crește. Cu atât mai important este că din noua rezervă de gaze naturale din Marea Neagră să se acopere acest necesar, se acopere din resursele noastre și să rămână și un plus pentru a se sprijini economia românească. Practic să devenim una dintre puținele țări independente energetic din lume. Redevență. Să vă spun și despre redevență. A fost o falsă discuție în spațiu public și miza nu era redevența și nici nu ne-am dus pe această linie, pentru că redevența, ne place, este prinsă în acordul petrolier cu aceste companii din 2008. Odată redevența prinsă acolo, nu se mai poate modifica sau dacă vrei să o modifici, te câștigă la orice tribunal internațional. Deci nu asta era miza. Ce am prins noi în varianta de la Camera Deputaților pe care o vom vota astăzi, după ce termin conferința de presă cu voi? Creditul fiscal se elimină. Deci nu se mai asumă obligația de către statul român
ca fiscalitatea generală să nu fie modificată sau dacă e modificată să se dea bani la niște companii care să plătească această diferență. În primul rând era profund discriminatoriu față de celelalte companii din România. Să reintroduce un impozit pe veniturile suplimentare. În ce fel? S-a luat de bază prețul de 45,71 lei pe megawatt-oră. Este prețul de bază care a fost luat de bază la calculul din 2013 și s-a pus un impozit pe diferență. Diferența de la 45,71 lei până la 85 de lei pe megawatt-oră, care înseamnă 39,29 lei, se impozitează cu 30%. V-am făcut aici un calcul doar pentru acest interval. Înseamnă 24,87 miliarde lei. Ce înseamnă 2,1 miliarde megawatt-oră? Rezerva de gaze estimată la 200 de miliarde de metri cubi, transformată în megawatt-oră, înseamnă 2,11 miliarde megawatt-oră. Asta înseamnă 6,28 miliarde de dolari pe care le încasează statul român. Din diferența, din acest interval, 45,71, 85 de lei. De la 85 de lei în sus, cu intervale de câte 15, la intervale de câte 15 lei, se adaugă 5 puncte procentuale. Între 85 și 100 de lei, 15% pe diferență, care se adaugă la cei 30% până la 85 de lei. Deci ceilalți nu dispar. Între 100 și 115 lei, 20% pe diferență, care se adaugă la cei 30% și cei 15%. Până la 190 de lei s-a făcut aceste intervale care vor fi trecute în lege. S-a făcut un calcul, o prognoză până la 145 de lei, unde se estimează că s-ar putea să ajungă la un moment dat prețul. Făcându-se calcul după aceste date, cum v-am prezentat mai devreme, statul român ar urma să încaseze 13,2 miliarde de dolari. Dacă prețul va crește și mai mult, statul nu va încasa și mai mult. La aceste sume, care reprezintă acest impozit pe venituri suplimentare, se adaugă redevența estimată la 230 de milioane de dolari pe an, înmulțit cu 20 de ani, 4,6 miliarde, adică un total de 17,8 miliarde de dolari. Se estimează, s-a luat o estimare pesimistă, minimă, care ar fi celelalte venituri generate pentru statul român în activitatea directă și indirectă pe orizontală, impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, contribuții sociale și alte taxe și impozite, s-a luat minimorum aproximativ 2 miliarde de dolari. Deci, cu această formă a legii, statul român primește, încasează venituri de peste 20 de miliarde de dolari. Da, declarație incendiară făcută de șeful PSD.